Este ora 12, sunteți la Euronews acum. Iată cele mai importante evenimente ale orei. Suspiciuni de angajări ilegale la primăria Botoșani, unde sunt percheziții DNA. Edilul PSD, Cosmin Andrei, a fost dus la audieri. Cercetat pentru luare de mită, președintele Consiliului Județean Prahova nu demisionează din funcție, dar are interdicție să-și exercite funcția pentru 60 de zile. În PNL, Iulian Dumitrescu a făcut un pas în spate ca să nu afecteze imaginea partidului, spune liderul Nicolae Ciucă. Ministerul Sănătății a declarat stare de alertă epidemiologică. Timp de 3 săptămâni consecutiv s-a înregistrat un număr mare de infecții respiratorii. Președintele Consiliului Județean Prahova și-a dat demisia doar din funcțiile pe care le deținea în PNL pentru, citez, a nu provoca un prejudiciu de imagine partidului, citat închis. O spune pentru prima dată președintele PNL, Nicolae Ciucă, după ce a transmis că a avut o discuție cu Dumitrescu chiar înainte de luarea deciziilor. În momentul în care s-a definitivat ziua de ieri și am avut un comunicat al DNA, am stat de vorbă cu domnul Iulian Dumitrescu. Pentru a evita prejudiciul de imagine adus partidului, domnul Iulian Dumitrescu a luat decizia să-și dea demisia din toate funcțiile pe care le... Nu e deja un prejudiciu de imagine, domnule Ciucă, având în vedere că procurorii DNA vorbesc despre faptul că Iulian Dumitrescu a cerut o mită de 10 milioane de euro, din care a primit deja 3 milioane de euro? Nu știu ce este în dosar, nu comentez ce este în dosar, este o anchetă în derulare. Atât timp cât a fost vacantată poziția, va trebui să fie ocupată de către altcineva. Iulian Dumitrescu este sub control judiciar. Aceeași măsură ca președintele Consiliului Județean Prahova au primit sora și cumnatul în dosarul în care toți trei sunt bănuiți de fapte de corupție. Procurorii DNA spun că cei trei ar fi cerut aproape 10 milioane de euro mită unui om de afaceri. Procurorii au descins în numai puțin de 19 locații, printre care sediul Consiliului Județean și sediul Hidro Prahova, adică cel mai mare furnizor de servicii de apă și canalizare din județ, compania al cărei principal acționar este CJ Prahova. După câteva ore de audieri, Iulian Dumitrescu a plecat de la sediul DNA însoțit de avocatul lui. Șeful de Consiliu Județean a refuzat să facă declarații. 500.000 de euro. Unde aveți acești bani, domnule? De unde aveți acești bani? N-am voie să declar nimic. De ce nu erau toți banii trecuți în declarația de avere? DNA a anunțat oficial că Iulian Dumitrescu este urmărit penal. Președintele Consiliului Județean Prahova a fost pus sub control judiciar pentru luare de mită și fals în declarații, alături de sora și cumnatul lui, care i-ar fi fost complici. Potrivit procurorilor, cei trei ar fi cerut unui om de afaceri peste 47 de milioane de lei, din care ar fi primit o primă tranșă de peste 16 milioane de lei, în schimbul unui contract de lucrări cu Consiliul Județean Prahova. Comunicăm faptul că există instituită măsura controlului judiciar, sunt anumite obligații de respectat în control judiciar, apărările le vom face în fața parchetului. Pe perioada controlului judiciar de 60 de zile, Iulian Dumitrescu are și interdicția de a-și exercita funcția de președinte al Consiliului Județean. Procurorii DNA, însoțiți de jandarmi, au descins acasă la Iulian Dumitrescu, la locuința surorii lui, dar și la Consiliul Județean Prahova. Percheziții au avut loc și la locuințele mai multor funcționari, dar și la câteva societăți comerciale. Într-o postare pe Facebook, președintele Consiliului Județean a scris că nu are nimic de ascuns și va colabora cu instituțiile statului. Ancheta vizează, printre altele, modul în care a fost acordat contractul pentru realizarea șoselei de centură a orașului Mizil, contract în valoare de 85 de milioane de lei, semnat anul trecut. Știați că sunt implicate persoane apropiate, domnului președinte? Nu știați nimic despre ocolitoarea Mizilului? S-a făcut corect acea licitație? Eu zic că da. Numele lui Iulian Dumitrescu a mai apărut într-un dosar de trafic de influență, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Acesta ar fi fost interceptat în timp ce îi cerea fostului ministru al transporturilor, Cătălin Drulă, favoruri legate de menținerea în funcția unor persoane. Șeful USR a făcut acuzații dure la adresa liderului PNL, Iulian Dumitrescu, și a partidului din care face parte. Era o rețea constituită în jurul PNL, prin care se dădeau
niște comenzi pentru nave la prețuri supraevaluate. Un proiect pentru achiziția a 4 șalupe de salvare care au fost achiziționate la preț dublu față de cel care le vindea șantierul naval din Estonia. Deci putem specula că parandărâtul aici era de vreo 50 de milioane de lei. Trebuiau în viziunea celor de la PNL, domnul Dumitrescu și acoliții săi, menținuți în poziții cheie oamenii care facilitau aceste șpăgi. Iulian Dumitrescu este unul dintre cei 4 prim vicepreședinți ai PNL și președintele filialei din Prahova a PNL. În prag de alegeri, ancheta ar putea să afecteze imaginea coaliției PSD-PNL. Nu cred că afectează semnificativ, fiindcă aceste chestiuni nu se îndreaptă, cel puțin din câte am înțeles din știri, spre activitatea politică, ci spre activitatea economică, și aici fiecare trebuie să răspundă dacă este întrebat de procurori. Sunt situații, în cazul membrilor care ocupă anumite funcții de conducere în interiorul partidului, în care suspendarea din funcție se aplică de drept. Asta în funcție, evident, de deciziile procurorilor. În funcție de evoluțiile din zona justiției, prevederile statutare și cele din cod etic vor fi aplicate. Conform celei mai recente declarații de avere, Iulian Dumitrescu deține împreună cu soția sa 2 apartamente în București și o mașină de teren. În 2020 a vândut 2 terenuri în comuna Berceni și în Dâmbovița pentru suma de 350.000 de euro. Are un credit bancar de 140.000 de euro și datorează 180.000 de dolari unei persoane. Tot la capitolul împrumuturi menționează că a împrumutat 3 persoane cu 180.000 de euro și a mai dat 45.000 de lei partidului. România a intrat în stare de alertă epidemiologică din cauza creșterii numărului de infecții respiratorii, precum gripă sau pneumonie, pentru 3 săptămâni consecutive. Ministrul Alexandru Rafila consideră că situația va dura până la finalul lunii și că nu vom ajunge la declararea epidemiei de gripă. Starea de alertă presupune pregătirea sistemului sanitar și nu restricții pentru populația, a punctat ministrul. Am luat decizia acestei stări de alertă epidemiologică după ce se înregistrează 3 săptămâni consecutive de depășirea pragului epidemic. Nu se instituie niciun fel de restricții. Nu aș vrea să aud tot felul de speculații că introducem restricții pentru o populație. Nu are niciun fel de legătură. Are legătură cu pregătirea sistemului de sănătate pentru număr mai mare de infecții respiratorii. Din punctul meu de vedere, această situație probabil va mai dura până la sfârșitul lunii februarie. Se anunță soare și vreme bună după o perioadă lungă de frig. De duminică se încălzește, iar la începutul săptămânii viitoare am putea să vedem mercurul în termometre care urcă la 18 grade Celsius. Vorbim de temperaturi cu cel puțin 10 grade mai mari decât cele obișnuite pentru această perioadă, spune ANM. O masă de aer cald se va deplasa spre zona țării noastre și va determina temperaturi din ce în ce mai ridicate. Acestea se vor resimți duminică în partea de sud, de vest, de est a teritoriului, iar de luni începând cam în toate regiunile, astfel încât temperaturile maxime vor depăși 10 grade în multe zone din țară. Duminică în Banat, în Crișana, în Oltenia, în Muntenia, în Moldova, în Dobrogea, vor atinge chiar valori de 13-14 grade. Luni și mai mult de atât, în jumătatea sudică a teritoriului ne așteptăm la maxime de 16, 17, 18 grade, iar mijlocul săptămânii va fi caracterizat de temperaturi, de astfel de temperaturi în multe zone din țară, cu cele mai ridicate valori tot în jumătatea de sud a teritoriului. Acestea fiind de altfel valori termice cu peste 10-13 grade mai mari decât în mod normal a avea la această dată. Temperaturile minime vor avea valori comparabile cu ceea ce ar trebui să avem la temperaturi maxime în perioada aceasta. După aceea, se mai răcește ușor. În următoarea săptămână, abaterile vor fi în continuare pozitive, dar nu la fel de mari ca săptămâna viitoare, iar procesul de răcire va continua, astfel încât în următoarele săptămâni temperaturile se vor apropia de un normal al perioadei. Iar informația momentului ne spune că și primarul PSD al Botoșaniului, Cosmin Andrei, a fost plasat sub control judiciar. Detalii de ultimă oră, chiar acum, de la Carmen Ciocan. Te ascultăm.
Bun găsit, va fi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. În urmă, cu scurt timp, primarul municipiului Botoșani a ieșit din sediul DNA, acolo unde a fost audiat. Se pare că există și date și probe asupra situației în care este cercetat primarul municipiului Andrei Cosmin Ionuț. Mai exact, în data de 25 august 2021, primarul ar fi remis lista cu subiecte propuse de către membrii comisiei unei candidate la postul de consilier clasa 1, grad profesional superior, care era scos la concurs de instituția pe care acesta o conducea. Iar ca urmare a acestor demersuri, mai târziu, pe 26 august 2021, respectiva persoană ar fi promovat concursul și ar fi ocupat în mod fraudulos postul respectiv. Pe timpul cât se află sub control judiciar, primarul trebuie să respecte o serie de obligații, iar printre acestea se numără și faptul că nu are voie să comunice direct sau indirect pe nicio cale cu persoanele menționate în acest dosar, persoanele implicate în acest dosar penal. Au fost percheziții în această dimineață la domiciliul primarului, dar și la sediul primăriei municipiului Botoșani, acolo unde biroul acestuia a fost sigilat la ambele intrări. Reamintesc că este un dosar penal care vizează infracțiuni asimilate celor de corupție. Mai mulți funcționari publici ar fi fraudulat concursuri de angajare și nu este prima dată când procurorii DNA fac percheziții în Botoșani referitor la concursuri de angajare. În luna decembrie au fost peste 90 de percheziții într-un dosar care vizează concursuri de angajare la Spitalul Municipal din Botoșani. Atunci era vorba însă de o perioadă mai mare, 5 ani între 2018 și 2023, și era vorba despre mai multe persoane angajate, de la infirmieri, brancardieri, asistenți și chiar medici, și se vorbea despre sume mari de bani, între 2.000 de euro și 15.000 de euro ar fi fost mita pentru aceste posturi. Carmen, mulțumesc! Elevii de clasa a 8-a încep săptămâna viitoare simularea evaluării naționale. Luni vor susține proba la limba română, marți la matematică, iar miercuri elevii din partea minorităților naționale au proba la limba maternă. Pentru prima dată, lucrările vor fi scanate în clasă de către profesorii asistenți și corectate pe o platformă digitală. Arhiepiscopul Tomisului vrea să fie mitropolit. Teodosie a trimis un referat către Cancelaria Sfântului Sinod în care cere înființarea mitropoliei Tomisului. Înaltul prelat spune că nu vrea acest lucru pentru el, ci pentru restaurarea unui adevăr istoric fundamental pentru întreaga biserică. Aproape 2000 de jucării contrafăcute, replici ale unor mărci cunoscute, au fost confiscate de polițiștii de frontieră ai gărzii de coastă. Descoperirea a fost făcută după ce a fost controlat un container încărcat cu produse sosite din China. Valoarea bunurilor se ridică la aproximativ 300.000 de lei. Deficitul bugetar al României va trece de 6% din produsul intern brut în următorii ani din cauza noii legi a pensiilor, spune Fondul Monetar Internațional. Concluzia vine la finalul vizitei delegației Fondului Monetar. Întreaga săptămână au discutat cu guvernul și cu alte instituții publice, iar acum experții fondului spun că pachetul fiscal adoptat anul trecut creează venituri suplimentare. Totuși, deficitul bugetar va rămâne mare, având în vedere costurile fiscale ale noii legi a pensiilor. FMI recomandă noi măsuri. Experții vorbesc despre o eventuală impozitare progresivă a veniturilor personale și despre creșterea veniturilor din TVA, inclusiv prin taxarea mai multor produse, cu cota standard de 19%. FMI mai recomandă introducerea unei taxe pe carbon în transporturi și construcții. Premierul Ciolacu a transmis că reducerea deficitului va continua printr-o colectare mai bună și că există semnale îmbucurătoare pentru luna ianuarie. Oficialii de la București vor ca, după finalul primului trimestru, să rediscute proiecțiile împreună cu Fondul Monetar Internațional.
Breșa de securitate de la Camera Deputaților ridică mari semne de întrebare în legătură cu siguranța cibernetică la nivel național. Și nu e de mirare în condițiile în care România e în top 5 cele mai vulnerabile țări din acest punct de vedere. Unde ne situăm mai precis, dar mai ales în raport cu alte state europene, aflăm de la Tatiana Lipkin. Bine v-am găsit! În clasamentul țărilor europene privind securitatea cibernetică, România ocupă locul 4 cu un scor de 56 de puncte din 100. Adică suntem printre țările europene cele mai vulnerabile în fața hackerilor. Un studiu realizat de compania IndusFace arată că avem 1435 de computere compromise per 100.000 de utilizatori de internet, al doilea cel mai mare număr din Europa. Cea mai vulnerabilă țară din punct de vedere cibernetic este însă Bulgaria, care are un scor de 51,82 de puncte din 100. Pe locul 2 este Serbia, care are și printre cele mai multe computere compromise per 100.000 de utilizatori de internet. Vorbim mai exact de 1467 de computere. În topul celor mai vulnerabile țări în fața atacurilor cibernetice sunt și Lituania, dar și Croația. Haideți să vedem însă și care sunt cele mai sigure țări europene din punct de vedere cibernetic. Finlanda și Belgia sunt țările care împart prima poziție cu un scor de securitate cibernetică de 82,45 de puncte din 100. Belgia, spre exemplu, are cel mai mic număr de computere compromise per 100.000 de utilizatori de internet, doar 11. Vă reamintesc, la noi sunt peste 1400. Pe locul 3, în topul celor mai sigure țări din punct de vedere cibernetic, este Austria, urmată de Elveția, Suedia, dar și Grecia. Problemele legate de securitatea cibernetică sunt cu atât mai grave, cu cât viețile noastre s-au mutat într-o proporție foarte mare în online, unde ne petrecem, de fapt, mare parte din timp. În plus, tot mai mulți europeni, inclusiv români, muncesc de acasă sau în sistem hibrid, ceea ce ne face și mai vulnerabili în fața unor astfel de atacuri. Un studiu realizat de o companie de recrutare de la noi arată că anul trecut o treime dintre angajații români lucrau remote. 40% mergeau zilnic la birou, în timp ce 28% lucrau în sistem hibrid. Toate instituțiile de peste tot, nu România, nu au vulnerabilități. Este greu de digerat acest lucru. Cel mai important lucru este să vrem să aflăm acele vulnerabilități pentru a le închide înainte de a fi exploatate de către cineva cu intenții rele. Dacă o firmă spune noi nu avem vulnerabilități, acea firmă are una dintre cele mai proaste posturi de securitate din lume. Pentru că înseamnă nu și le-a aflat și implicit nu le-a închis. România nu este deschisă la a-și afla vulnerabilitățile. În România, din păcate, dacă vezi o vulnerabilitate într-un site, nu poți să vezi dacă este validă sau nu, pentru că este acces neautorizat la un sistem informatic, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani. Oricât de evidentă ți-ar fi ție ca și expert în securitate. În condițiile în care în alte țări, de exemplu în Olanda, în Danemarca, în Statele Unite, deja au pornit aceste programe, se numesc bug bounty, în care în mod normal ești plătit cu bani, de exemplu firma la care activezi eu, noi recompensăm. Noi avem ceea ce se numește safe haven. Dacă vrei să ne spargi, ești liber, ești chiar încurajat să o faci și îți dăm recompense de până la 10.000 de dolari pentru o singură vulnerabilitate identificată. Vulnerabilitățile sunt acolo. Trebuie doar să le găsim suficient de repede, astfel încât să le găsim înaintea băieților răi. Vreme extremă peste ocean, cu minus 40 de grade Celsius în Alaska și inundații în California. Mergem și noi acolo pe larg imediat. Agricultorii nu renunță la proteste în mai multe state europene, în ciuda promisiunilor venite din partea guvernelor cu privire la revendicări. În Franța, fermierii continuă manifestațiile, deși chiar sindicatele cer să deblocheze principalele drumuri de acces în jurul Parisului. Președintele Federației Naționale a Sindicatelor Agricultorilor din Franța a explicat că mișcarea de protest nu se încheie, ci se transformă și va rămâne activă. Fermierii cer clarificări în scris cu privire la planurile anunțate de guvern. Et donc en fait, on est dans l'attente finalement de précision écrite de la part du gouvernement français pour bien comprendre ce qui a été dit puisqu'en fait, il semble y avoir eu un peu de décalage entre la prise de parole du Premier ministre et de ses ministres. Donc en fait, on a demandé à ce qu'on nous fournisse des
des explications, des éléments supplémentaires pour mieux comprendre en fait ce qui a été exprimé. În unele zone din Franța, blocate deja de câteva zile de tractoare și utilaje, fermierii le-au cerut scuze șoferilor și le-au oferit gratuit cutii cu lapte. Premierul Gabriel Attal a anunțat un pachet de măsuri care include subvenții suplimentare sau utilizarea pesticidelor permise și în alte țări din Uniunea Europeană. Dar protestatarii au observat contradicții între promisiunile premierului și ceea ce au spus alți miniștri, motiv pentru care au decis să continue protestul. Și la nivel european s-au făcut multe promisiuni. După o zi de proteste incendiare la Bruxelles, când mii de fermieri din întreaga Uniune Europeană s-au adunat pentru a se adresa liderilor de la summitul UE, politicienii europeni s-au întâlnit cu reprezentanții protestatarilor. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că fermierii pot conta pe sprijinul european. Pe lângă Franța și Belgia, proteste au fost și în Spania, Italia, Portugalia și Grecia, dar și în alte țări. Ministrul israelian al apărării a declarat că armata și-a încheiat operațiunile în Khan Yunis, în fâșia Gaza, și e gata să se deplaseze spre sud, către Rafa. Pe de altă parte, nevoile umanitare uriașe a 2 milioane de oameni din Gaza riscă să crească în urma deciziei mai multor state donatoare de a întrerupe sprijinul financiar acordat în Națiunilor Unite pentru refugiații palestinieni. Armata israeliană afirmă că a ucis cel puțin 2000 de militanți Hamas în Khan Yunis și a distrus o serie de tuneluri din rețeaua subterană a grupării. Hativa shel Khan Yunis itpara beze shi ta'amod neged tsa'al meforeket. Va ani omer lachem kan, anachnu mashlimim ta mesima be Khan Yunis va anachnu nagia gam le Rafiah. Va nechasel et kol mi sheyesh sham shehu mekhabel shemenase lifgoa banu. Zeci de mii de persoane au fost nevoite să fugă în sud din cauza bombardamentelor și a luptelor din Khan Yunis în ultima săptămână. Aceștia se adaugă celor peste 1,4 milioane de persoane deja strămutate în sudul localității Rafah. Cei mai mulți locuiesc în tabere improvizate, în corturi sau în aer liber, iar acum se tem că ar putea să nu mai primească alimente sau ajutor umanitar din partea Agenției ONU pentru Refugiații Palestinieni. اكل محتاجين شرب محتاجين لبس محتاجين احنا تشوف الطفل لما تخش سياره الانوره كيف الطفل بزعق من فرحته بدهم اكل بدهم شرب. Agenția ONU pentru refugiații palestinieni este implicată într-un imens scandal, după ce serviciile israeliene de informații au acuzat angajații acesteia că ar fi luat parte la atacul din 7 octombrie anul trecut. În consecință, mai multe țări, printre care Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Italia și România, au suspendat plățile către agenție. Mai mult, premierul israelian a cerut înlocuirea agenției în Gaza cu o altă instituție cu reputație intactă. La nivelul politic, David Cameron, ministru de externe al Marii Britanii, a declarat că țara sa ar putea recunoaște oficial un stat palestinian după încetarea focului în Gaza. Asta fără a aștepta rezultatul unor discuții care ar putea dura ani de zile între Israel și palestinieni cu privire la o soluție cu două state. Britain, along with other countries, would recognize Palestine as a country and recognize Palestine at the United Nations. And what I'm saying is, of course, that can't come at the start of the process, but it doesn't have to be the very end of the process. It could be something that we consider as this process, as this advance to a solution becomes more real. Între timp, la Tel Aviv, rudele celor răpiți de Hamas continuă protestele împotriva guvernului și cer eliberarea urgentă a deținuților. The crimes have been horrendous, and kidnapping civilians is abhorrent, and they're being held in atrocious conditions. There is no victory here. There's no good deal here. People don't have a lot of time left. They're in poor conditions. It's not a matter of cost. It's not a matter of how many. It just needs to be done, and we'll deal with whatever happens after. Ofensiva israeliană a fost provocată de atacul Hamas din 7 octombrie din sudul Israelului, soldat cu 1200 de victime. Tot atunci, 250 de israelieni au fost răpiți. Între timp, aproximativ 100 au fost eliberați. De cealaltă parte, peste 27.000 de persoane au fost ucise și 66.000 rănite de ofensiva israeliană, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas. Vremea e la extreme în Statele Unite ale Americii. În Alaska, temperaturile au scăzut până la minus 40 de grade Celsius în ultimele zile.
Iar în unele zone stratul de zăpadă depășește 2 metri și jumătate. La polul opus, în California, ploile abundente au provocat mari inundații. În orașul Anchorage au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi din ultimii 15 ani. Au fost și minus 27 de grade Celsius, așa că școlile au trecut la învățământ online în ultima săptămână și ninsorile puternice au creat probleme. I was born here, so I can't remember it. You know, earlier today I saw it was minus 20 over by the Campbell Creek Science Center, and I just can't remember the last time I saw it minus 20 in Anchorage. So, it's been cold and we've had a ton of snow. Locuitorii orașului Gino nu au putut ieși din case din cauza troienelor. Stratul de zăpadă a ajuns la 2 metri. This is too much. I feel like, I've been here for 5 winters so far. This has been the coldest. I was in Fairbanks last weekend. It was below 40 there. So that was not fun. I've never experienced anything that cold. But here, I think I'm mostly annoyed with the snow, for sure. Definitely. I think just cleaning my car, I drive a white car, so sometimes it's hard to even find it in the snow after 2 days of not leaving the house. În același timp, California se confruntă cu ploi torențiale în Los Angeles și în alte orașe. Precipitațiile abundente au provocat inundații, iar meteorologii avertizează că duminică statul va fi lovit de cea mai puternică furtună din acest sezon. Să privim și către Europa, unde Spania se confruntă cu o secetă prelungită pentru că ploile lipsesc aproape cu desăvârșire în mai multe regiuni. Rezervoarele de apă ale multor localități spaniole sunt aproape goale, deși e luna ianuarie, iar prognozele meteo nu sunt încurajatoare. Catalonia a decretat stare de urgență pentru secetă în timp ce barajele seacă. Catalonia se pregătește de secetă acută. În Barcelona, presiunea apei a fost deja redusă pentru a evita întreruperile în alimentare, iar sursele de apă ale orașului sunt aproape epuizate. În emergență avem deja 3 cuencas în Catalonia care intrară deja în agosto și în septembrie, pero ahora vamos a entrar donde hay la máxima población. Apa pentru consumul casnic în Barcelona este deocamdată asigurată. Cu toate acestea, utilizarea va fi limitată la 200 de litri pe zi pentru fiecare locuitor în prima fază de urgență. Entre el esfuerzo que está haciendo la gente en todos los sectores, la población individual, también hemos conseguido alargar un poco la entrada en emergencia y también esperamos que en esta emergencia 1 todo el mundo se corresponsabilice de esta acción. Pe fondul posibilei crize a apei, portul Barcelona se pregătește pentru a găzdui nave cisternă pentru aprovizionarea orașului. Dar există o altă preocupare, navele de croazieră care aduc mii de turiști în oraș în fiecare zi. Puede ser que los cruceristas estén gastando agua sin problema ninguno y la ciudadanía tengamos durante horas el agua cortada. Tendría que llover ininterrumpidamente durante 90 días esta primavera para acabar con la situación de sequía en Cataluña. Se espera un verano de restricciones de agua, una situación especialmente complicada aquí en Barcelona con la llegada de más de 3 millones de turistas en la época estival. Un copil de 3 ani a rămas blocat într-un automat de jucării. S-a întâmplat în Australia și a fost nevoie de intervenția polițiștilor. Băiețelul a profitat de un moment de neatenție din partea tatălui, cum se întâmplă de obicei, și s-a strecurat în automatul plin cu jucării. Atunci când n-a mai putut ieși, a început să plângă. Inițial, tatăl s-a amuzat, dar când a realizat că totuși nu se descurcă singur, a cerut ajutorul poliției. Oamenii legii au fost nevoiți să spargă un geam pentru a-l scoate afară pe copil. Și nu cu macaraua jocului. Nu unul, nu doi, ci 7 delfini s-au întors la grădina zoologică din Chicago după ce a fost renovată. Pe toată perioada lucrărilor, care au durat mai mult de un an, delfinii cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost transferați în Minnesota. Reprezentanții grădinii zoologice spun că, deși s-au întors acasă, publicul nu va putea să-i vadă până prin martie, pentru că trebuie să se reacomodeze cu mediul. Informațiile continuă de la Fix la Euronews România în știrile prezentate de Andreea Gurban. Noi punem punct informațiilor acestei ore. Euronews.ro pentru știri de ultimă oră.